cardele mijlociu licei cei băieți ai pentru Constantin Moral. Aurel Moral, avocat, cu studii și cernămuți, cu doctoratul luat la Praga, a fost apropiat de Ion Nistor, mâna dreaptă lui Ion Nistor, a fost unul din cei care au sprijinit acest eveniment de unire, deci ceea ce se dează astăzi și mâine la Suceava, 28 noiembrie, ziua Bucovine, mă înțeles că se numește acum, deoarece, da. Aurel Moraru a fost, aș putea să citesc câteva relatări, făcute de profesorul Nicolae Cunoan, cel care s-a îngrijit de reeditarea acestui volumaș al lui Aurel Moraru, Dr. Aurel Moraru, Bucovina, 1774-1914. Istoricul anexării, corporația, școala, biserica, starea economică, administrația și justiția din timpul anexării, sistemele și rezultatele obținute de stăpânirea austriacă în politica corporației, școală, biserică, economie, administrație și justiție și partea a patra, participarea Bucovinei la războiul de față. Aurel Moraru, aș putea să vorbesc multe despre Aurel Moraru, dar nu este, cred că, momentul în care să fac o relatare detaliată în ce privește viața și activitatea lui Aurel Moraru. A avut nefericirea de a părăsi Cernămuțul în 1945 și ajungând la Craiova, în Craiova unde a și murit în 1945, deci în 44 de Curgiu și în 45 a murit. Este înmormântat pe aleea avocaților. Acum 2 ani am reușit să ajung în Craiova și să-i găsesc mormântul, care este într-o stare bună, să-i cunosc descendenții care sunt încântați de faptul că am înființat Fundația Culturală de Cămoraru și am amenajat un spațiu care redă climatul în care a trăit Octavia și de Cămoraru la Cernămuț, apoi la Vâlcea și la cea Suceava. Și au descendenții chiar au promis ca din rămășițele lui Aurel Moraru să doneze timpul fundației, pentru că ei nu se ocupă de, nu sunt specialiști în domeniu și vor aduce și bucuroși de faptul că am reușit să întropim un spațiu care să dovedească faptul că nu s-au risipit lucrurile și documentele rare și obiectele de preț pe care le-au avut acești bucovineni de steamă, ce sunt într-un spațiu care, așa cum doamna Adela Cernica, în volumul O Casa Altei Vremi, a reușit să popularizeze ceea ce a făcut fundația în acest sens. Nu sunt specialistă în domeniu și nu am darul vorbirii, ca să vă țin de mult atenția. Sunt bucuroasă că, datorită invitației doamnei Adela Cernica și a domnului Gabriel Cărăbuș, vin adeseori la Cernuț, îmi place să vin la Cernuț, mă simt foarte bine în această casă de oaia cea mare, în casă de curată, în redacție dumneavoastră, și în care astăzi ați reușit să aduceți aceste două lucrări care sunt bănuiască frumos, această oaie de curată, care întotdeauna se cerea cea mai din toată gospodăria, să fie cea mai îndepărtată. Și toată admirația și bucuria de a vă revedea și parcă am reușit să mă prietenesc așa pe cei care vin sau să-i cunosc mai departe, din lucrurile acestea. Cam atât am avut de spus și mă spun.